În dimineața zilei de 22 august, balustrada și o parte din trotuarul de peste podul Cuiești, din zona pieței centrale, s-a rupt. În momentul de față, traficul pietonal de pe partea cu râul Bistrița este restricționat, iar pe partea cu Mall Forum Center se poate circula doar pe lângă niște borne pe care scrie PubliServ. Traficul rutier din zonă nu este restricționat, deoarece structura podului nu pare a fi afectată. În această dimineață, conducerea primăriei a convocat în ședință extraordinară Comitetul pentru Situații de Urgență pentru rezolvarea cât mai rapidă a situației. În primul rând, având în vedere situația de urgență apărută ieri ca urmare a ruperii unei balustrade de la podul peste râul Cuiești, din zona pieței centrale, am convocat astăzi de urgență o ședință extraordinară a Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Am dispus deja închiderea accesului pietonal pe trotuarul afectat. Situația și faptul că trebuie să menționez că traficul rutier nu este pus în pericol, sunt două bolți gemene foarte robuste care nu prezintă degradări și nu pun în amenințare, sub amenințare traficul rutier, deci nu se impune restricționarea traficului rutier. Însă, în ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgență astăzi, vom discuta pe de o parte măsurile care se impun pentru, cu privire la podul de la Piața Centrală, precum și alte două poduri care par a fi afectate de par a fi într-o situație necorespunzătoare din punct de vedere tehnic. Și mă refer aici la două expertize tehnice pe care le-am solicitat încă de la început de mandat și avem o situație pe care va trebui să o clarificăm astăzi în ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgență și să vedem ce măsuri se impun acolo cu privire la puntea de la Strand și podul peste Bistrița de la Căprioară.